Clubul de voluntariat Impact Hope al Colegiului Național Traian din municipiul Drobeta, Turnu Severin, a demarat proiectul Gazdă Bună. Prin această inițiativă, cei implicați doresc să vină în sprijinul refugiaților din Ucraina. Prin intermediul proiectului Gazdă Bună, elevii Clubului de Voluntariat Impact Hope al Colegiului Național Traian s-au mobilizat pentru a veni în ajutorul persoanelor afectate de războiul din Ucraina. Au fost colectate pături, pilote și perne, alte bunuri materiale și bani. Acestea vor fi duse în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților spre a fi distribuite pentru dotarea corturilor și a locațiilor de cazare puse la dispoziție refugiaților. Inițiativei s-au alăturat Asociația Anastasia a Episcopiei Severinului și Strehaiei și Consiliul Școlar al Elevilor Colegiului Național Traian. În urma unei discuții avute cu persoanele direct implicate de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, am convenit de comun acord ca să ne axăm pe strângerea de bunuri reprezentând saltele, lenjerii, perne și pături, pentru că, așa cum ne spuneau cei de acolo, voia foarte mare în momentul de față este reprezentată de aceste bunuri și de medicamente, din cauză că ei preconizează, și deja treaba asta a început, un val din ce în ce mai mare de refugiați care nu doar tranzitează teritoriul țării noastre, ci or să rămână pe teritoriul țării noastre. Din acest motiv, ei au amenajat diverse parcuri de campare, unde au instalat corturi de campare și ne-au sugerat ajutorul pe care îl putem da în acest sens, de a veni în sprijinul activităților. Proiectul s-a născut din ideea de a face ceva pentru acești oameni care realmente sunt în pribegie. Mai înstăriți sau mai puțin înstăriți, au nevoie să înnopteze undeva într-o noapte și să pună capul undeva într-un așternut cald. De aici a pornit ideea de a aduna fie fonduri pentru a confecționa lenjerii prin Asociația Anastasia, cu care noi, impactii din Colegiul Național Traian, ne-am asociat cu drag, fie de a aduna pur și simplu lucruri care să poată îmbrăca un pat și să poată servi de adăpost pentru o noapte pentru un refugiat. Noi, Consiliul Școlar al Elevilor, am ajutat prin mobilizarea elevilor în a dona cât mai mult, atât fizic cât și prin bani, împreună cu Clubul Impact Hope, pentru a le face viața refugiaților mult mai ușoară, deoarece toți cred că sunt speriați și este normal să îi ajutăm să se simtă cât mai în siguranță la noi. Mă bucur să văd că majoritatea elevilor au avut o intenție bună și ne-au ajutat cu donațiile și ne-au fost alături. Am hotărât că trebuie să aibă un loc unde să-și adune gândurile seara, să pună capul pe o pernă curată, cu un așternut călduros. Le mulțumesc foarte tare colegilor care ne-au ajutat și au dat donații cât au putut ei, unii mai mult, unii mai puțin. Apreciem tot și mulțumim și Anastasiei, care ne-a ajutat pentru a duce proiectul la bun sfârșit. Clubul de voluntariat Impact Hope al Colegiului Național Traian desfășoară periodic proiecte social-filantropice, mai ales în preajma marilor praznice de peste an.